Premieră absolută pentru Republica Moldova. Pentru prima dată în 30 de ani, o echipă de fotbal din țara noastră va juca în Liga Campionilor, cea mai importantă competiție din Europa. Este vorba de Sheriff Tiraspol, care în returul fazei play-off a competiției a încheiat la egalitate meciul din Croația cu echipa Dinamo Zagreb. Pentru această calificare istorică, Sheriff va primi de la Forul Fotbalistic European peste 15 milioane de euro. Meci de milioane miercuri seara pentru Sheriff Tiraspol, care nu a dat niciun pas înapoi în fața croaților, finalizând jocul cu scorul 0-0 cu Dinamo Zagreb. În meciul tur jucat la Tiraspol, Sheriff a învins cu scorul de 3-0. Grație acestor două rezultate, echipa din stânga Nistrului merge mai departe în cea mai importantă competiție a cluburilor de fotbal din Europa, unde vor participa cele mai bune 32 de echipe. După meci, antrenorul fotbaliștilor a ieșit într-o conferință de presă în care a declarat că visul său, dar și al membrilor Sheriff Tiraspol, a devenit în sfârșit realitate. Sunt mândru de prestația echipei. Am studiat atent Dinamo Zagreb, ceea ce ne-a dat și acest rezultat. Ați văzut meciul. Eu cred că noi am meritat această victorie ca să participăm în Liga Campionilor. În primele trei runde ale Ligii Campionilor, Sheriff a trecut de echipa Albaniei cu scorul general de 5-0, a învins Armenia obținând rezultatul 4-1. Echipa de fotbal a Moldovei s-a calificat în faza play-off și după ce a înfrânt Serbia cu scorul de 1-0. În urma acestei calificări, Sheriff va primi de la UEFA peste 15 milioane de euro. Suma ar putea crește în cazul în care echipa va înregistra rezultate pozitive, adică egaluri sau victorii în cele 6 meciuri pe care le va disputa în grupă și ulterior în caz de calificare în meciurile eliminatorii. Tragerea la sorți a grupelor Champions League se va desfășura la Istanbul astăzi de la ora 19:00.